Și zice așa. Se apropie lumina, o nu te da în vis. Doamne ajută-ne! Ai candela aprinsă și mijlocul încins. Ajută-ne, Doamne! Se apropie izbânda, o nu cădea în frânt. Tu porți un nume mare și ai un legământ. Aleluia! Așa-i, Doamne! Iubiții mei, noi suntem adunați aici într-un nume mare. Și nu orice nume, ci numele Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Aleluia! Orice facem aici, facem în numele Lui. Amin. Domnul Dumnezeu la copiii Lui le dă nume. Și nume înseamnă un cuvânt sau un grup de cuvinte care dă semnificație. Arată ceva, spune ceva. Și Domnul Dumnezeu, ca să-și desfășoare lucrarea pe pământul acesta, și-a ales un popor și i-a dat un nume. Acest nume se numește Israel. Deci Israel este poporul lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu, să știți că erau oameni cu nume. Și înainte de a se chema Israel, și după. Și în zilele noastre sunt oameni cu nume. Nume care semnifică ceva. Avraam însemna sau însemnează tatăl celor credincioși. Noi suntem copiii Tatălui Celui Credincios. Dacă crede. S-a vorbit aici despre credință. Și îmbinarea numelui cu credința este o armonie în legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, legea morală, nu arată altceva decât Sfântului nume, care s-a descoperit oamenilor, s-a descoperit poporului Israel și ni s-a descoperit nouă prin Sfintele Scripturi. Aleluia. Domnul Dumnezeu vorbește cu Moise și îi spune numele. Eu sunt cel ce sunt. Amen. Sau eu sunt Dumnezeul Avraam, Dumnezeul Isaac și Dumnezeul Iacob. Deci îi spune numele. Noi, ce nume avem? Evanghelistul Ioan, în capitolul 14, vorbește cuvintele lui Iisus. Și zice așa. Păstorul cel bun își cunoaște oile. Și oile ascultă glasul lui. Pentru că îl cunosc. Și el le cheamă pe nume. Deci a chema pe nume înseamnă că Dumnezeu îți cunoaște numele. Îți cunoaște numele. În capitolul 9 din Cartea Faptelor Apostolilor, Dumnezeu îi spune la un proroc. Du-te pe malul mării, în casa lui Iuda, că acolo este un om care se roagă. Și când îi se face descoperit și cunoaște omul, cum să mă duc eu, că omul ăsta au făcut prăpăd. Și totuși, la cuvântul lui Dumnezeu, Anania se duce și spune, frate Saule, Domnul Iisus, căruia ți s-a arătat pe drumul Damascului, m-a trimis la tine ca să pun mâna peste tine să-ți capeți vederea. Și Duhul lui Dumnezeu îi spune, du-te la omul ăsta, la Saul, pentru că am să-i arăt ce are să suferi din pricina numelui meu. Deci, toți acei care au nume de Dumnezeu, sau din Dumnezeu,
trebuie să sufere din cauza numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Ferice de voi când lumea vă va vorbi de rău, din pricina numelui meu. Deci, dacă noi purtăm numele lui Iisus Hristos în noi, reflectat prin credința noastră, atunci suntem niște copii al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vină la noi și să vină în mare putere a Duhului Sfânt. Și atunci se pot face lucrări, și atunci se pot face vindecări, și atunci se pot face minuni. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Atâta vreme cât credința noi este reflectată din noi, Dumnezeu nu lucrează. Pentru că suntem niște copii firești. Când suntem copii al lui Dumnezeu, trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, adunarea este rece. Sau în cel mai rău caz, căldice. Și orice biserică care este călduță, ce se întâmplă cu ea? Doamne, ai milă de noi. Amin. Și numele nostru, de adunare sau de biserică sau de persoane, scrie Doamne acolo în cartea vieții. Amin. De aceea spune Solomon că un nume bun este de mare preț. Un nume bun scris în cartea vieții, cât prețuiește? Cel mai mult. Dar care este cel mai mult? Deci mai mult ca și lumea asta. Pentru că în toată cartea proverbelor, înțeleptul Solomon face o armonie între legea morală, între legea lui Dumnezeu și legea sau îndelenicirea pe care trebuie să facă omul unul cu celălalt. Cum să trăiască în armonie? Unul cu celălalt. Și asta nu se poate face numai prin dragoste. Amin. Și ca să eu dovedesc dragostea față de aproapele, eu trebuie să-i dovedesc prin credință. Amin. Având credință, eu trebuie să pun fapta în aplicare. Amin. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne! Atâta vreme cât numele nostru este scris în cartea vieții, este un mare beneficiu pentru noi. Și noi ar trebui, ca să ne rugăm, că s-au făcut aici rugăciuni pentru multe persoane, cei dragi, să vie la pocăință. Ca și numele lor să fie scrise în cartea vieții. Să nu fim niște oameni cum au fost cei din vechime. Eu am legea, eu am poruncile, eu am legămintele, am toate. Și nu vrei să am de-a face cu celălalt. Dumnezeu ne-a chemat la dragoste. Amin. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Amin. Aceasta este împlinirea legii. Amin. Nu poate să facă nimeni așa ceva dacă nu are un nume. În ziua de astăzi, multă lume sau de cele mai multe ori, când se face o firmă sau se face o companie, se dă un nume. Fratele Dinu are o companie și i-a dat un nume. Numele acesta este răspândit în învățare. Deci, numele nostru ar trebui să fie răspândit pe întreg pământul. Vorbind fratele Daniel și-o dat citat din Marcu 16. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. La orice făptură. Deci, cine se margă? Ucenicul, nu? Ucenicul. Ucenicul are nume. Trebuie să aibă. Deci trebuie să aibă nume.
Orice copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă nume. Pentru că și Iisus Hristos are nume. Mântuitorul nostru are nume. Și zice Apostolul Pavel, bisericii din Filip și bisericii din Răcea și așa mai departe, că Dumnezeu i-a dat un nume, i-a dat numele mai presus ca numele Lui să se plece orice denunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Deci, dacă Domnul Dumnezeu sau Iahve, sau cum să zic, cum vrem să-i zicem, Adonai Elohim, oricum i-am zice, la Mântuitorul nostru i-a dat numele. Numele. Ce fel de nume i-a dat? Așa scrie. I-a dat numele mai presus de orice nume. Ce nume i-a dat? Nume de Dumnezeu. Că numai în lege scrie că numai Domnului Dumnezeului tău să te închini. Deci Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu ca orice creatură din cer, de pe pământ și de sub pământ să închine Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În numele Lui suntem aici. Amin. În numele Lui se fac rugăciuni. Amin. În numele Lui se cântă. În numele Lui se dă slavă lui Dumnezeu. Aleluia. Tatăl. Doamne, fă-ne niște copii ai Tăi. Amin. Și pune noi numele Tău. Aleluia. Și scrie numele Tău pe frunte și mare lucru să avem numele Dumnezeului Celui Viu pe frunte și în inimă. Că atunci Dumnezeu ne cunoaște pe inimă. Și atunci poate să zică, veniți binecuvântați Tatălui. Ne cheamă pe nume. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și toți cât suntem aici, să avem nume de copil al lui Dumnezeu. Amin.